Uitați care e problema. Eu sunt regizor. Și de fiecare dată am încercat să fiu cât mai realist. Dar oricât de natural aș fi încercat să fiu, n-am putut. Exasperat am ajuns la concluzie că un actor nu poate să fie autentic. Și să fie vorba între noi, nici pe... în viața reală nu poate să fie autentic. Trebuie să renunț la actor și să caut oameni cărora nu le pasă că-s pe scenă, sau că au un reflector în ochi, sau că au un reportofon în față, sau o cameră de filmat. Nu am suficient de disperat și de nepăsător ca să intre în jocul meu. Te vă întrebați, cum poți să ajungi așa pe drumul chiar și după un faliment? Acum nu mai am nimic. Doar haidele de mine. Da, recunosc, mi-am făcut-o cu mâna mea, ce să vă mai spun. Crezi că ăștia din țara se simplisesc despre experimentele tale? Nu, mă! Pentru spectacolul ăsta jenant al vieții tale, tu vrei să-ți dau și bani? Viața mea e un film de-a pierdut lângă scurtmetrajul tău plictisitor. Bă, tot ce-am trăit e adevărat! Totul, pe pielea mea, tot am trăit, tot! Nu se vede ăștia, ți-am dat ocazia să le deschizi ochii, să le arăți cine ești, iar tu te mioră! Mă, tu crezi că oamenii ăștia, toți ești din sală, ei simt ceva, simt ce simt eu, nu simt bă! Mă, hai! Ce vrei, domnule, ce mai vrei? Voiam unicații tăi, aia voiam!